Lista ar trebui să cuprindă denumirea, numele și prenumele debitorilor, codul de identificare fiscale sau codul numeric personal, domiciliul fiscal și cuantumul total al obligațiilor fiscale restante. În cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării. În caz contrar, obligațiile fiscale restante notificate se consideră recunoașterea datoriei. Consiliul local astăzi a hotărât ca în cazul persoanelor juridice cei afișați să fie cei care au datorii ajunse la termen, desigur, de peste 50.000 de lei, respectiv la persoanele fizice peste 5.000 de lei. Ceea ce este foarte important de spus că anul acesta, prin excepție, s-a prorogat termenul de plată pentru impozitul local pe clădiri din 31 martie până 31 mai. Până acum, ANAF făcea public la câteva luni numele firmelor de stat sau private datorate la bugetul de stat. Din acest an, ANAF va publica și numele persoanelor fizice cu datorii restante la bugetul de stat.